Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura de Sănătate. Invitatul meu din această seară este domnul Ioan Prisecaru. Bună seara, domnul Ioan! Bună seara și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat în emisiunea dumneavoastră. Iar eu vă mulțumesc că ați reușit să ajungeți de la Iași. Vă așteptam săptămâna trecută, dar știți cum e. E bine și mai târziu decât niciodată. Am să vă spun, domnul Ioan, pentru că știu că, de fapt, așa vă place și așa vă și recomandați. Mulțumesc! Domnul Ioan Prisecaru este consilier de dezvoltare personală, scriitor și om de afaceri. Pun un pic de accent pe latura aceasta domniei sale, om de afaceri, pentru că avem foarte mult de învățat de la domnia sa, în sensul că de la un om pragmatic, care scopul și țelul vieții era de a face business, de a câștiga, de așa, la un moment dat a găsit un alt, a descoperit că viața are și alte aspecte și alte drumuri, dar vom discuta pe parcursul emisiunii. Sigur că toți ne punem întrebarea, cum să trăim sănătoși, fizic, mental și emoțional, într-o lume atât de bulversată, atât de dezechilibrată, ca să nu spunem într-o lume chiar bolnavă. Dar la această întrebare, cred că ne va ajuta domnul Ioan să găsim răspunsurile. Dar înainte de a ne ajuta să găsim răspunsul la această întrebare, aș vrea să vă întreb, domnul Ioan, așa cum spuneam mai înainte, ați fost un prosper și sunteți un prosper om de afaceri. Oamenii de afaceri sunt pragmatici, n-au nicio treabă cu deschiderea spre spiritualitate și așa. Cum ați descoperit, cum ați găsit acest drum și mai ales ce v-a determinat să vă ocupați de alimentație și nu numai? Am pornit în viață ca toată lumea. Am dorit să fiu puternic ca om de afaceri. Când am plecat de acasă, tatăl meu mi-a spus așa: să nu ne faci de râs în sat, să fii puternic, să fii primul. Eu, fiind motivat de dorința tatălui meu, fiind motivat de toate rudele care voiau ca eu să reușesc, am lucrat foarte mult cu mine și am vrut să fiu puternic. Crezând că puterea stă în cea de om de afaceri, am zis, hai să fiu om de afaceri puternic. Am pornit ca toată lumea. Eu am fost foarte norocos când a venit Revoluția. Eu aveam peste 30 de ani, numai bine la 30 de ani, omul întruchipează toate puterile. Sufletul, trupul și spiritul sunt aproape echilibrate. La 33 de ani, sufletul, spiritul și trupul sunt în echilibru. Deci eu am fost foarte norocos din acest punct de vedere. Mai făcusem și sport de performanță și aveam un corp foarte bine structurat, bine legat. Făcusem judo și mai făceam încă judo. Am făcut judo până spre 40 de ani. Când am pornit în afaceri, toate mergeau strună. Era și mediul de afaceri propice, toți eram la început, nu erau concurenți ca astăzi. Astăzi este foarte greu să faci afaceri. Adică nu era chiar o jungla de astăzi. Era o altfel de junglă, în sensul că unde trăgeai, nimereai la sigur. Acum, în jungla asta, nu prea nimerești la sigur. Era o junglă mai ordonată. Da, da. Și am ajuns să obțin cam tot ce am vrut ca om de afaceri. Adică aveam de toate și eram primit peste tot. Peste tot mi se punea covorul roșu, pe unde ajungeam mi se punea covorul. Cu toate că aveam de toate, cu toate că mi se punea covorul roșu, eu nu eram fericit. Indiferent ce afacere făceam, mă bucuram pentru moment și tot nu eram fericit. Au trecut vreo 10 ani și eu treceam din etapă în etapă și simțeam că mă duc în jos. În loc să cresc ca om în societate, așa numele, îmi creștea, dar nu mă
împlinea numele. În schimb, starea de sănătate era din ce în ce mai proastă, eram din ce în ce mai afectat. Faptul că eu am făcut judo în prima parte a vieții și dintr-o dată m-am lăsat de sport, m-a afectat foarte tare în corp, pentru că celulele erau obișnuite să se oxigeneze. Când facem sport, celulele se oxigenează. Dacă nu facem mișcare, celulele nu mai primesc suficient oxigen și de asta apare procesul de îmbătrânire. Nu știam asta. Nu știam nimic despre toate astea. Până la un moment dat, când n-am mai putut, și am apelat la medici. Medicii, când s-au uitat la mine, mi-au spus ce probleme am. Bineînțeles, când mi s-a spus ce probleme am, m-am speriat. Nu mă mai interesa viața de om de afaceri. Mă interesa viața. Adică se punea problema dacă voi avea viață sau nu voi avea viață. Și atunci, tot ce făcusem eu până în acel moment nu mai avea nicio valoare. Nici banii nu mai aveau valoare, nici afacerile, nimic. Acela a fost momentul în care am început să mă întorc la mine, să mă întorc acasă. Momentul în care ați început să vă resetați viața. Exact, da. Dar nu a fost simplu, pentru că nu știam nimic, nu știam de unde să o iau, nu știam cu ce să încep, nu știam la cine să apelez. Am apelat peste tot. Eu sunt un om care mă implic în toate. Când vreau să descoper ceva, mă dedic cu toată ființa. Și la un moment dat am plecat într-o vacanță. Eu eram trist, eram abătut. Toți din avion erau veseli pentru că plecau la schi. Copiii mei erau veseli, aveau 14 ani, erau în plină stare de bucurie. Am două fete gemene. Să vă trăiască! Vă mulțumesc foarte mult! Și ei, fetele, se bucurau că mergem în vacanță. Eu când am văzut că toți erau bucuroși, m-am izolat în avion și m-am dus spre o revistă și am început să dau foi din revista respectivă. La un moment dat, la final, am găsit un articol cam atât micuț în acea revistă și în articol respectiv spunea așa: puteți evita ciroza dacă mâncați fructe și legume. Atâta era în fraza respectivă. Era un articol foarte mic. Puteți evita ciroza dacă mâncați fructe și legume. Eu până atunci am căutat foarte mult, nu găsisem nicio formă prin care să evit suferința iminentă la care eram supus, pentru că era vorba de... Acela era mesajul pe care vi l-a trimis Dumnezeu, Divinitatea, Universul. Și dacă dumneavoastră ați fost receptiv, ați și reacționat ca atare. Da, mulțumesc, ați simțit esența. Acela a fost momentul în care eu am început să am grijă de mine. Dar n-a fost ușor. Am luat teancuri de cărți. Când m-am dus în Austria, că în Austria am ajuns în vacanță, eu m-am dus în librării. Am început să caut. Apoi, când am venit acasă, de asemenea, am început să caut. Să găsesc soluții pentru a ajunge să mănânc sănătos. Și bineînțeles, am pornit de la acea frază: puteți evita ciroza dacă mâncați fructe și legume. Și am căutat toate cărțile în care se scrie despre fructe și legume. Și apoi am început să experimentez ceea ce scria în cărți. Și experimentez de peste 20 de ani ceea ce scrie în cărțile de alimentație care vorbesc despre fructe și legume. Așa am ajuns să scriu mai multe cărți. Până acum am scris 3 cărți care sunt pe masă. Da. O să și arătăm, o să rog colegul să pună camera. Una dintre cărțile pe care e indicat să le citim oricare dintre noi este Alimentația Integrativă. Da, da, este o carte la care am stat foarte mult să îi dau denumirea Alimentație Integrativă.
De ce alimentație integrativă? Culturile spirituale autentice rezolvă necesitățile umane, ajutând omul pe om să se conecteze la univers, la Dumnezeu. Pentru că noi, la rândul nostru, suntem niște micro-universuri. Exact. Dar este foarte greu să realizăm lucrul acesta, că nu degeaba se spune că precum în cer, așa e și pe pământ. Așa este. Deci noi suntem parte din univers, parte din Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu este universul. Fiecare interpretează așa cum simte, cum crede. Da. Și atunci am căutat să creez în universul uman o parte din universul în care suntem. Universul pământesc este verde. Este verde. Este plin de verdeață. Plin de fructe și legume. Mă refer la universul autentic, da, pe care îl protejăm și îl cultivăm, nu la cel sterp. Așa este. Ne îndreptăm. Și apropo și de universul acesta spiritual, verdele este culoarea Arhanghelului Rafael. Rafael este arhanghelul care, mă rog, ajută pe oameni să fie sănătoși. Așa este, așa e. Deci toate sunt conectate. Noi avem tendința de a nu lua în seamă toate argumentele vieții. De asta ajungem de multe ori să ne pierdem direcția. Da, pentru că știți de ce, domnule? Noi oamenii suntem atât de legați de material. Eu spun mereu în emisiune, este foarte greu să credem că, în afară de vorba aceea, cum spunea și poetul Tudor Arghezi, și să pipă și să urluiește, adică în afară de ceea ce e palpabil, de ce putem, pe ce putem pune noi mâna, mai există și niște lucruri subtile, există această energie care este în noi. Sigur că nu vedem, exact cum nu vedem nici energia care circulă prin firele electrice, dar aici vedem efectul. Așa este și la noi, dar e foarte greu și de aceea este extraordinar de important că oameni ca dumneavoastră v-ați resetat viața, aveți această preocupare și mai ales aveți această bunătate de a dărui ceea ce ați dobândit. Vreau să spun că sunt un mare norocos. Deci, prima dată, Universul mi-a dat bogăția materială. Având bogăția materială, eu am putut să mă detașez de nevoile materiale și am putut să mă ocup de mine. De asta spun că sunt foarte norocos. Acum eu mă ocup de mine și nu numai de mine, mă ocup în general de oameni. Bineînțeles, și afacerile merg în continuare, dar eu nu mai consumă timp. Afacerile chiar merg mai bine. De ce? Pentru că am ridicat vibrația întregului univers pe care l-am generat în jurul meu. Având o vibrație înaltă, toate merg bine. Afacerile merg bine, viața merge bine. Deci totul este clădit în funcție de energie. Exact așa cum spuneați, esența nu se vede. Energia nu se vede. Ei, esența care nu se vede ne determină viața. Câmpurile cuantice din univers, așa cum determină lumina pe care o primim, curentul electric determină lumina pe care o primim, așa și câmpurile cuantice din univers ne determină viața, în proporție de peste 99%. De asta eu am reușit să scriu aceste cărți, și au succes, deci Puterea Cunoașterii s-a vândut prima carte. O să rog pe colegul dacă poate să focalizeze camera. Uitați, acum îmi sară toate cărțile. Puterea Cunoașterii și Dansul Energetic. Pe parcurs emisiunii o să le mai arătăm. Da, deci Puterea Cunoașterii s-a vândut în peste 20.000 de exemplare. Am avut norocul și de faptul că domnul profesor Dulcan a făcut prefața acestei cărți. Dacă ieșeam eu singur ca om de afaceri, n-aș fi avut succes. De ce? Cine crede un om de afaceri care se transformă în om de spiritualitate? Nu crede nimeni. De ce? Că oamenii de afaceri au tendința de a se ocupa de planul material. Da. Nu este un defect al omului de afaceri. Afacerile sunt atât de greu de dus încât nu mai ai timp de tine.
Marele meu noroc a fost că am avut acea suferință care m-a obligat să mă deturnez de la a fi ca un robot. Pentru că plecam de dimineață și credeam că este bine. Plecam de dimineață până seara munceam numai pentru business, pentru bani. Și dacă nu aveam această suferință, eu nu mă întorceam din această bulă de aer în care sunt cuprinși majoritatea oamenilor de afaceri. Așa cum am spus, am scris cartea Puterea Cunoașterii și cu ajutorul domnului profesor Dulcan am reușit să mă fac cunoscut ca și scriitor. De asemenea, m-a ajutat foarte mult și Maria Timuc, o scriitoare de mare învergură, care mi-a dat curaj, în sensul că pur și simplu m-a luat din anonimat și m-a pus în fața camerelor de luat vedere. Da, pentru că și ea a plecat dintr-o lume deosebit de pragmatică, pentru că ea, Maria Timuc, ca și profesie este jurnalist, sigur că și a reușit să vadă toate aspectele vieții, dar a venit și la ea momentul în care s-a resetat și a descoperit această lume minunată, o numim generic a spiritualității, eu îi spun o lume a evoluției spre bine și a îmbunătățirii omului. Exact. Asta este o existență nouă pentru om. Adică mulți ani ne-am dus spre pragmatismul vieții materiale. Așa este. De la un moment dat, dacă omul se trezește și începe să aibă grijă de el, descoperă o viață nouă. Un om care se antrenează trăiește o altă viață. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș trăi această viață din prima clipă a vieții. De ce? Puterile lui Dumnezeu, puterile Universului îți dă putere să rezolvi toate necesitățile vieții la momentul potrivit. Exact cum a spus, nu ne-am întâlnit săptămâna trecută, ne-am întâlnit acum. De ce ne-am întâlnit acum? Așa a fost să fie. Da, și suntem pregătiți. Da. Sufletește. Da. Deci să revenim puțin la cum ne creăm starea de sănătate. Deci primul pas este această alimentație integrativă. De câte tipuri este alimentația? Acum toată lumea spune, știți că după 89 la noi pătruns informația și este foarte bine, foarte multe cărți și așa, omul are posibilitatea să se informeze și vorbim un pic de alimentație vegetariană, vegană, non-vegană. Spuneți-ne câteva cuvinte despre fiecare dintre alimentații, formele acestea de alimentație. Că pe urmă am să vă mai întreb. Da. Deci am studiat alimentația poporului de pe acest pământ. Deci populației de pe întreg pământul. Sunt 7 mari tipuri de alimentații. 7 categorii. Cea mai grea alimentație, cea mai deficitară alimentație este alimentația preponderent proteică. Alimentație preponderent proteică. Este alimentație pe care o practică în general oamenii de la poli. De ce omul de la poli mănâncă doar proteine? Pentru că nu are ce mânca. El mănâncă pește și carne de focă. Și poate ar mai fi o cauză și pentru faptul că consumul de energie, pentru ca să se adapteze frigului, este mult mai mare. Exact. Apropo de frig, a venit primăvara, s-au deschis terasele, am fost la terasă și se vede efectul venirii primăverii, că am făcut o ușoară laringită. Da, ei, vă dă mai mare putere în glas, așa că totul spre bine. Da. Deci, alimentația prepondere proteică este profund deficitară pentru om. Statisticile arată că eschimoșii tradițional trăiesc în medie, de speranța de viață a eschimoșilor este în jur de 40 de ani. Așa este asta, da. Da, deci noi avem speranță de viață peste 70 de ani în România. Sunt țări cum e Japonia, în Japonia speranța de viață este spre 90 de ani. Da, și se spune că în mileniul 3 în care am intrat, speranța de viață va crește până spre 100 de ani. Da, va crește, pentru că cu toate că noi ne plângem tot timpul, dar datorită condițiilor bune de viață, noi ne creștem speranța de viață. Și ne ajută foarte mult medicina, ne ajută foarte mult îndreptarea omului spre sine,
ne ajută civilizația, lectura, toate ne ajută. De asta noi ne îndreptăm spre o speranță de viață mai mare. Noi s-ar putea, generația noastră s-ar putea să trăim cam 110, chiar 120 de ani. Dacă mai schimbăm și alimentația, putem spera cu siguranță să trăim spre 120 de ani. Așa. Da. Deci, alimentația... Proteică. Proteică. Este periculoasă pentru om. Am fost adeptul alimentației proteice. De exemplu, eu eram sportiv de performanță și aveam nevoie de foarte multă energie. Și mâncam carne cu carne. După ce m-am lăsat de sport, am continuat să mănânc carne cu carne, neștiind, de fapt, că această formă de alimentație mi este potrivnică. Când am observat că nu mai pot să duc, am început să reduc procentul de carne și am început să mănânc așa cum mănâncă majoritatea. Cam 90% din populația lumii mănâncă, sunt omnivori, 90%. Deci acesta este al doilea tip de alimentație. Domnul Ioan, o mică paranteză. Dar ce facem noi cu tradiția noastră culturală? Că vedeți că poporul român de la daci și până în zilele noastre, alimentația este preponderent proteică. Da. Omul e obișnuit de Paști, că tot vin sărbătorile pascale acum, taie mielul, face preparatele tradiționale, de Crăciun sacrifică porcul. Cum reușim să modelăm tradiția culinară? Haideți să ne uităm în trecut, la părinții noștri, la bunicii noștri. Părinții noștri, bunicii noștri tăiau porcul la Crăciun și mielul la Paști. E adevărat. Și mai tăiau în timpul anului 10-15 găini. Duminica sau de marele sărbători. Da, da. Deci da. Asta era porția de carne a familiei, a întregii familii. O familie putea să aibă 10, da. 9, 5 copii, depinde, dar erau familii numeroase. La noi acasă eram 5 și tăia o găină sâmbăta. Și din acea găină mâncam toți 5 toată săptămâna. Nici nu apucam să gustăm prea bine carnea. De asemenea, este foarte mare diferență între carnea de acum și carnea de acum 50 de ani. Acum carnea provine de la animale îngrășate intensiv, crescute intensiv, iar și în spații înguste, iar înainte carnea provenea de la animale care creșteau în mediu natural. Este mare diferență între o găină care fuge toată ziua prin curte și mănâncă verdeață și ce mai prinde și o găină care este crescută în habitație și care are mai puțin de un metru pătrat la dispoziție și crește doar cu scopul de a avea greutate și să fie și sănătoasă. Deci da. Sunt sănătoase la nivelul la care sunt, dar este mare diferență între carnea pe care o are un animal crescut în natură și un animal crescut intensiv. De asta este bine să știm adevărul. Deci, diferența între produse, ăsta este un argument. Al doilea argument, păi la noi se taie porc în fiecare zi. Ne ducem la supermarket, luăm carne de porc ca și cum s-a tăiat porc în fiecare zi. Carne de miel, carne de pui și așa mai departe. Deci omul de astăzi mănâncă aproape în fiecare zi carne. Spre deosebire de omul din trecut care mânca, așa cum am spus, de 2-3 ori pe an când se tăia, știu eu, porcul, mielul și așa mai departe și eventual când mai tăiau găinile. De asta este mare diferență și este necesar ca omul să înceapă să se plieze pe o alimentație preponderent vegetariană. Deci din ceea ce spuneți dumneavoastră, da. De fapt, nu neapărat că nu ar fi recomandată și proteina, adică carnea, doar că e foarte importantă cantitatea. Altfel spus, dacă facem diferența dintre uz și abuz, lucrurile sunt ok. Da. Ei, și aici sunt nuanțe. Dar măcar să mâncăm mai puțină carne. Într-o primă fază,
să reducem consumul de carne. Da. Apoi este un aspect foarte important care este explicat de fizica cuantică. Fizica cuantică este o formă de raportare la univers care găsește răspuns cam la toate întrebările. De exemplu, prin fizica cuantică s-a studiat vibrația cărnii de porc, în raport cu omul. Și, bineînțeles, s-a studiat vibrația broccoli în raport cu omul. S-a constatat că o bucată de carne de porc generează în om o vibrație de joasă frecvență, pe când o bucată de broccoli, generează în om o energie foarte frumoasă și benefică. Așa se explică faptul că mari oameni de știință, mari învățați ai acestui pământ, majoritatea au fost vegetarieni. Dacă ne uităm în istorie, cei mai importanți oameni din care și-au pus amprenta asupra evoluției noastre au fost vegetarieni. Aș numi aici Hipocrat, Socrates, Pitagora, Aristotel, foarte mulți, majoritatea sunt vegetarieni. De asemenea, chiar și interpreți de muzică populară, când ne ducem și în artă, și în pictură, Michelangelo a fost vegetarian. Foarte mulți sunt vegetarieni, au fost vegetarieni. Asta ce înseamnă? Că omul poate să genereze lucruri deosebite dacă are grijă cum se raportează la mâncare. Dacă este și vegetarian, atunci șansa lui de a reuși crește foarte mult. E adevărat că un om care are grijă de mâncare are grijă și de altceva. De ce? Când ai grijă să mănânci sănătos, îți creezi timpul tău. Câștigi timp, dormi mai puțin. De exemplu, dacă mănânci o friptură de porc, îți vine să dormi. Ei, dacă mănânci o mâncare de broccoli, nu îți mai vine să dormi. Ai putere, ești viabil, ești în plină formă. Și atunci câștigi chiar și 2 ore pe zi dacă schimbi alimentația. În alea 2 ore pe zi ce faci? Te antrenezi. De asta mari oameni, cum am spus, din istorie, au avut timp pentru creație. De multe ori ne mirăm cum au reușit oamenii din istorie să facă atât de multe lucruri. De exemplu, Gandhi. Gandhi a scris 100 de cărți. 100 de cărți. Eu am scris doar 3 cărți în 20 de ani. Bine, mai am și altele pregătite, dar n-am să pot niciodată să ajung să-l copii pe acest mare titan. E adevărat că eu m-am trezit târziu. Gandhi a avut o istorie care l-a dus foarte bine pe cea mai favorabilă pistă a vieții. Dar nu numai Gandhi. Majoritatea au făcut lucruri extraordinare. M-am dus la Roma și mă uitam picturi de Michelangelo, găseam și în biserici. Deci nu numai în muzee. Michelangelo a pictat și biserici din Roma și mai multe biserici. Mă duceam într-o biserică, pictură de Michelangelo. Extraordinar. Deci el a făcut picturi într-un număr foarte mare, nu numai pe cele pe care noi le știm. Noi le știm, da. Deci, dacă vreți să mâncați sănătos, este necesar să începeți să reduceți carnea. Nu suntem dogmatici. Nu renunțăm de tot, dar încet, încet lucrăm spre a fi mai bine în raport cu alimentația. Deci, am spus despre alimentația omnivoră până acum. Da. Trecem la o nouă treaptă. Acum este opțional. Putem renunța la produsele lactate sau la pește. La una dintre acestea. Al treilea, să zic, prag de evoluție. Chinezii spun că este bine să renunțăm la produsele lactate. De ce? Produsele lactate nu sunt benefice omului. În istorie, tradițional, vreau să spun, după medicina chineză. De ce? Chinezii spun că omul este singurul mamifer care mănâncă lapte.
singurul mamifer adult care mănâncă lapte. Mai mult decât atât, mănâncă laptele altei specii. Dacă stăm să ne uităm în natură, niciun animal, după ce l-a încercat mama lui, nu mai mănâncă lapte. Adică da. Ceea ce ne înconjoară natura este deosebit de înțeleaptă. Dacă am privit-o mai atent, multe lucruri am avea de învățat. Da, deci eu nu m-am putut lăsa de lapte decât dintr-o întâmplare care a avut relație cu China, legătură cu China. Deci m-am dus în China și eu mă chinuiam de 3 ani de zile să mă las de lapte, să mă las de lactate și nu reușeam în niciun chip. Când am ajuns în China, m-am dus la aeroport, m-a luat persoana cu care eram prezent în China și mi-a zis, hai să mâncăm. Și eu m-am dus la restaurant și căutam brânză, că eu eram dependent de brânză. Da. Și mi-a spus, să știți că nu găsiți brânză. Cum nu găsiți brânză? Mi se părea ceva ieșit din comun. Da, da, da. Și a zis, uite că nu găsiți brânză. Și eu m-am gândit atunci, tocmai m-am chinuit să mă las de carne și acum nu găsesc brânză. Înseamnă că trebuie să mă apuc să mănânc carne. Da. Ei, ce a spus? Ia, luați tofu. Și am luat tofu prima dată. Și apoi, deci mi-a plăcut foarte mult cum gătesc chinezii tofu. Și apoi, peste 10 zile, eu am mâncat mâncare, am consumat mâncare chinezească, fără brânză. Produs, fără și lapte. Da, și lapte. Și când am venit acasă, frigiderul meu era plin cu produse lactate. Când am văzut, bineînțeles, nici mirosul nu mi se mai potrivea după atâta vreme. Ce am zis? Am zis, dacă am renunțat la lapte și n-am mâncat lactate în China atâta timp, înseamnă că pot să nu mai mănânc lactate. Și așa am ajuns să mă las de lapte. Da, deci, a treia treaptă, ori renunțăm la pește, ori renunțăm la lactate. Opțional. Mâncarea ovo-lacto-vegetariană, ovo-lacto-vegetariană presupune să mănânci lactate și ouă. Mâncarea pesco-vegetariană presupune să mănânci pește pe lângă legume și fructe. Și cea vegetariană numai legume și fructe. Cea vegană, adică nici fructe, nici legume și nici pește. Nici carne, nici brânză și nici pește. Da. Deci nici carne, nici brânză, nici pește. Pe mine mă întreabă multă lume. Mănânci carne? Nu mănânc carne. Se uită așa la mine. Mănânci brânză? Nu mănânc brânză. Mănânci pește? Nu mănânc pește. Dar tu ce mănânci? Ei, cartea Alimentație Integrativă este scrisă... Să o mai arătăm o dată. Da. Este scrisă cu scopul de a ajuta omul să mănânce bine fără să mai consume produse de origine animală. Da. Am experimentat-o foarte mult și sunt foarte mulți care au început să mănânce așa cum scrie în cartea Alimentație Integrativă și vreau să spun că sunt fericiți și împliniți. Nu este o invenție, nu este invenția mea. Eu mă asigur că nu atâta timp cât marea majoritate a populației lumii are această alimentație, doar că eu revin, contează foarte mult și tradiția, mediul în care ai crescut și sigur, cred că cel mai important este voința. Da. Deci, în acest moment, cam 7% din populația lumii este vegetariană, adică ovo-lacto-vegetariană, 7%. Și 3% sunt vegani. 3% sunt vegani. Astea sunt statistici, variază de la un an la altul, de la țară la alta, așa mai departe, dar să ne gândim că 7% înseamnă foarte mult. Totuși mult. Da. În India, 25% din populație este vegană, 25%. Înseamnă foarte mult. Deci peste 300 de milioane de indieni mănâncă doar alimente de origine vegetală.
Asta înseamnă foarte mult. Nu este întâmplător că indienii sunt foarte puternici. În firmele transnaționale există un obicei în board să fie un indian. În bordul firmelor transnaționale se află de obicei un indian. De ce? Indianul luptă până la capăt pentru a obține o afacere. Nu se lasă niciodată. De ce? Indianul este conectat cu pământul prin resursele lui genetice. Resurse genetice care au legătură cu alimentația de origine vegetală. De exemplu, eu consum acum, mai nou, multă curcumă. Multă curcumă și ghimbir. Aceste două condimente îmi dau o stare de vibrație în așa fel încât sunt motivat să lupt foarte tare. Dintr-o dată m-am trezit la 60 de ani, eu, să vreau să lupt foarte tare și noroc că am sesizat această transformare, pentru că mă transformam într-un om de 20 de ani care vrea să câștige totul. Eu nu mai vreau să câștig totul. Și atunci m-am trezit la adevăr și am zis, bine, am tendința să lupt foarte tare, știu de unde vine această dorință de a reuși, dar voi fi calm și relaxat, în așa fel încât la 60 de ani să mă simt bine în pielea mea și să nu ies din zona de confort. Da. De asta, deci, avem încă două tipuri de alimentații, cum am spus, vegetariană, ovo-lacto-vegetariană și pesco-vegană, apoi vegană, da? Și mai este o alimentație, alimentația ascetică. Alimentația ascetică. Am pus și acest tip de alimentație în rând cu celelalte datorită faptului că prin acest tip de alimentație omul reușește să cucerească noi trepte de manifestare în suflet, în spirit și în trup. Adică ce înseamnă alimentația ascetică? Și mă gândesc că nu multă lume poate să o practice. Știam și eu și a fost și la noi în țară Jas Musin, care ea nu se hrănește decât cu energie. Sigur că ceilor care au fost prezenți la conferința ei ne venea foarte greu să credem și ea era deosebit de tonică, energică, nu avea absolut nicio problemă și în afară de faptul că bea apă, nu consuma nimic. Da. Sigur că poate a fost un exercițiu de zeci de ani, că nu a ajuns la performanța asta așa de azi pe mâine. Da. Eu n-am fost chiar așa de radical. Jas Musin nu mănâncă niciodată de 24 de ani. Da. În lume sunt peste 3500 de autotrofi. Autotrofii nu mănâncă niciodată. Doar beau apă sau chiar sunt unii care beau foarte puțină apă sau deloc. S-au făcut cercetări și s-a demonstrat că acești oameni nu mint. Da, pentru că și pe Jas Musin marile universități au studiat-o. Au studiat-o și au urmărit-o așa, ani și, de-a da, rândul. Da, da, da. Și a și închis-o niște spații așa în care, domne, pentru că aveau suspiciunea că sigur zice ea că nu mănâncă, dar undeva tot mănâncă, dar nu. Da, da. Deci în cartea Alimentația Integrativă am generat metoda de alimentație ascetică fiind inspirat de la călugării de la Muntele Athos. Când m-am dus la Muntele Athos, eu, ca să fiu prevăzător, mi-am luat în rucsac foarte multă mâncare și în special semințe, pentru că semințele sunt foarte bune pentru alimentația vegetariană. Fiind vegetarian, mi-am luat foarte multe semințe pentru că am aflat că pe Muntele Athos se mănâncă o dată în zi. Și eu care mănânc de 3 ori pe zi, am zis de 2 ori pe zi, ori 5 zile, înseamnă 10 prânzuri. O anumită candidată, da. Da. Și m-am dus la Muntele Athos și purtam rucsacul acela în spate. A trecut o zi, nu m-am luat de rezerve. Nici într-a doua zi n-am consumat din rezerve. Eu mâncam o dată în zi. Fără să îmi dau seama, mâncarea de pe Muntele Athos îmi era suficientă o dată în zi.
Da, dar acolo cred că erau și alte lucruri care contribuiau. Sigur că era și mâncarea, dar era energie, era vibrația, era starea pe care o ai. Exact. Că acolo nu Totul. poți să te duci și să fii Da. nervos și agitat și ca băgat la priză. Deci Exact. acolo e un... Totul contribuie Da. în relația omului cu Universul. Dar de acolo am învățat ceva. Deci, venise penultima zi și eu tot cu rucsacul plin eram. Când am văzut că nu consum deloc, am desfăcut rucsacul, am dat la niște pelerini tot și am avut încredere în mâncarea de la Atos. Și am mâncat doar mâncare de la Atos o dată în zi. Uneori mai gustam dimineața câte ceva, dar nu era din necesitate, pur și simplu era Neobișnuință. din obișnuință, da. Da. Când am venit în țară, bine, nu ajunsesem să scriu cartea, dar eu mă pregăteam să scriu, mă pregăteam să scriu, pentru că, așa cum am spus, de 20 de ani, dar eu scriu notițe pe care le reiau din trecut. Am zis, dacă eu mâncam o dată pe zi la Atos, ce-ar fi să mănânc de 2 ori pe zi în Acasă, România? în Da, România, da. ok. Am redus la 2 mese pe zi. Apoi, ce-ar fi să reduc mesele, adică să reduc cantitatea de mâncare? Și am zile în care mănânc foarte puțin. De asemenea, eu sunt în general un om gurmand, mănânc mult pentru că am o activitate intensă, dar sunt multe persoane care într-o zi mănâncă foarte puțin. Mai nou am descoperit hrișca. Nu este descoperirea mea. Hrișca este descoperită de om de 3500 de ani și o consumă. Dar lumea nu știe. Hrișca este un aliment miraculos. Are și vitamine, are și proteine, are și carbohidrați. În același aliment avem totul. Dacă mai punem pe lângă hrișcă niște mere, dacă punem și niște morcov, de exemplu, putem să zicem că am luat masa. Deja înghițit în sec. Nu, că deja mă gândesc că atât de frumos și mult am povestit și aș fi vrut să mai povestim despre alimentație, dar timpul trece așa de repede și vreau să mai vorbim, să mai vorbesc cu dumneavoastră despre un aspect. Ați vorbit așa de frumos despre alimentație, alimentația care ne ajută să avem un trup sănătos, dar vreau să vă întreb, sufletul, ce terapie îl facem? Cum ne îmbunătățim sufletul? Cum ne vindecăm sufletul? Că știu că în cartea pe care a scris-o Puterea Cunoașterii aveți o recomandare extraordinară despre care am să vă rog să vorbiți. Adică despre acea terapie a acceptării și a iertării. Ce înseamnă, de fapt, această terapie a iertării? În cartea Puterea Cunoașterii povestesc despre o întâmplare grea prin care am trecut. Investisem împreună cu un partener de afaceri o sumă imensă de bani într-o țară în care este dictatură. Și nu mă înțelegeam cu acel om. Am fost în conflict cu acel om peste 4 ani. Și fiind încrâncenat în acea luptă, am început să sufăr, pentru că eu vroiam să fac lucrurile într-un fel, partenerul meu în alt fel. Și tot așa această luptă surdă ne-a făcut să pierdem banii, și eu și el. După ce am închis tot ce era de închis în acea afacere, eu încă sufeream, pentru că era vorba de o sumă imensă de bani pe care o investisem în acea țară. Și am început să dansez. În perioada respectivă am descoperit și dansul energetic. Și în timp ce dansam, m-am gândit la acel om și am întrebat Universul de ce mi-a dat în viața mea pe acest om. Am zis, Deci le-a scos în calea dumneavoastră. da, și am zis, Dumnezeu nu mă iubește, așa am zis. Și atunci am zis, păi, uite ce am învățat eu, să-l iert, că eu chiar l-am iertat pe omul ăsta. Și mi-am zis, uite, Dumnezeu m-a făcut să învăț iertarea prin această lecție.
Ei, am citit și o carte despre tehnica iertării, tehnica Ho'oponopono, care m-a ajutat foarte mult. În religia ortodoxă, când te duci la un preot, preotul spune, iartă, iartă. Orice ai face, preotul spune, iartă. Ei, nu îmi plăcea mie să mi se spună tot timpul să ierte toată lumea. Ăștia care îmi făceau rău, eu îi povesteam preotului că uite ce rău îmi face și preotul spunea, iartă. Ei, la un moment dat, când lupta ajunsese la nivel mare, am simțit să-l iert. Din momentul în care l-am iertat pe omul ăla, dintr-o dată lucrurile au curs lin. Bun, l-ați iertat, că e ușor să spună, gata, îl iert. Cum l-ați iertat? Cum? Da. Nu poate să ți se șteargă din suflet chiar toate lucrurile neplăcute care le-ai avut cu el. Concret, cum l-ai iertat? Revelația am primit-o în timp ce conduceam mașina. Deci aveam un drum lung de peste 5 ore și mă gândeam la acest om și mă durea sufletul pentru că pierdeam bani și el era împotriva a ceea ce gândeam eu. Nu contează că aveam eu dreptate sau el, conta că era conflict. Și la acel drum mi-a venit să-l iert și am început să-l iert și am spus îl iert, îl iert, îl iert. Am spus îl iert peste 2 ore. Și apoi am zis, te rog să mă ierți. Și spuneam numele, te rog să mă ierți. Și tot așa, încă vreo 2 ore, i-am zis, te rog să mă ierți. În timp ce îi spuneam, te rog să mă ierți sau te iert, îmi curgeau lacrimile. Erau lacrimi de fericire. Și în același timp eliberați energia aceea negativă pe care ați stocat-o în suflet. Exact, da. Când am simțit că l-am eliberat, am zis, wow, am ies. Ia să iert pe toți. Și atunci i-am luat pe toți din viața mea și am trecut prin terapia iertării. Adică cum i-ați trecut? I-ați scris? V-ați adus aminte? Nu, tot în mașină eram. Deci aveam drum lung și pentru că nu aveam ce să fac la acel drum, eu am făcut terapia iertării cu toată familia mea. Chiar și cu persoanele cu care n-am avut conflict. De ce? Pentru că conflictul nu înseamnă să te cerți efectiv. Conflict înseamnă și nemulțumire. Da, sau poate ai scăpat un cuvânt care... Exact. Nu crezi că l-ai supărat, dar pe om, de fapt, l-ai supărat destul de tare. Exact. Sau i-ai creat o supărare. Da. Și cel mai mult este important să ierți pe partenerul de viață. De ce? Dacă stai 30 de ani cu partenerul de viață, păi imposibil să nu apară motive de conflict. Și se adună karmă. Fiecare conflict generează karmă. Acea karmă este latentă în ființa noastră și o putem elibera doar dacă iertăm persoana respectivă. Și atunci, eu ce am făcut? Am început să fac iertările și cu soția mea, și cu copiii mei, și cu mama mea, și cu tatăl meu, și cu bunicii mei, cu toți, chiar dacă erau sau nu erau în viață. După ce am făcut terapia iertării cu toată lumea, dintr-o dată m-am simțit eliberat. Asta era în perioada în care mă duceam spre Sovata. De la Iași la Sovata am făcut vreo 7 ore, că nu mă grăbesc la drum niciodată. Eu când mă duc într-o vacanță, nu mă grăbesc la drum. Când am ajuns înapoi, când am ajuns acasă, am început să scriu terapia iertării. Terapia iertării pe care, dragi telespectatori, o găsiți în Puterea Cunoașterii. Da. Mulțumesc. Și am scris terapia iertării cum? Luând în calcul Ho'oponopono, dar adaptat religiei creștine. Pentru că noi suntem creștini, în general creștini. E foarte important să ții cont și de tradiția de creștină și în care de resursele genetice. Da. Noi prin... Da. Geneze, prin resursele genetice, este bine să credem în religia în care ne-am născut și am trăit. Da. Și am scris cartea, apoi când am văzut, avea 77 de pagini, cartea, 77 de pagini și am zis, cum să scot eu o carte, o broșură de 77 de pagini?
m-am gândit ce să mai scriu. Ei, când am început să scriu, am ajuns la peste 200 de pagini și deja era prea mult. Și am căutat să fac o carte ușoară, numai potrivită pentru cititor. Această carte, așa cum am spus, a fost vândută într-un număr mare de exemplare și încă este căutată pe piață. Și mie o să-mi facă plăcere să vă mai invit în emisiune. Sper să mai treceți pe la Bistrița. Emisiunea noastră a luat sfârșit. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce ne-ați spus și pentru că suntem și într-o perioadă a anului postul mare. Această terapie a iertării sper să o aplicăm fiecare. Dragi telespectatori, vă doresc o seară frumoasă. Rămâneți împreună cu ASTV, pentru că asta e televiziunea ta, și cu colega mea, Ani Mican, și emisiunea domniei sale, Dincolo de aparențe. O seară frumoasă! Mulțumesc încă o dată! Și eu vă mulțumesc și vă urez să aveți o primăvară frumoasă! Mulțumesc!